Cum voi plânge acum căderea mea? Cum mă voi arăta feței tale, stăpâne a toate, Doamne? Ce voi aduce ție dintre cele pe care le ceri? Sau cu ce voi răsplăti ție, plin fiind de toată nelegiuirea și spurcăciunea? În ce fel mă voi izbăvi de munci? Că de când m-am născut și până acum toate răutățile am făcut, nearătând nici măcar o zi pocăința adevărată, că dacă o clipă mă pocăiesc, vreme îndelungată iarăși nelegiuiesc, ca un câine ce se întoarce la vărsătura sa. După ce am primit toate bunătățile, m-am abătut de la tine spre toate patimile păgânești. M-am făcut rob poftelor spurcate, alăturatu-m-am dobitoacelor necuvântătoare. Niciun pământean nu te-a mâniat cum te-am mâniat eu, și de mulțimea fără de legilor mele nu sunt vrednic să privesc spre înălțimea cerului. Că de voi tinde ticăloasele mele mâini, socot că văzduhul se va spurca. Având limbă rău grăitoare, cu ce cuvinte mă voi ruga ție? Sau cum voi răsplăti ție, stăpâne, neavând cele cuvenite? Nu am nici lacrimi, nici răbdare, blândețe și umilință nu am agonisit. Curăția și dreptatea, încă din copilărie, mi le-am pierdut. Biruit fiind de vrăjmașul cel viclean, cu iubirea plăcerilor, căzut am în păcătoasele pofte ale trupului, pierdut am chipul frumuseții celei dintâi și toată mintea mea spre cele pământești am abătut-o. Vai mie, Doamne, Dumnezeul meu, Făcătorule al cerului și al pământului, Cela ce ești bogat în milostivire! Am fugit departe de casa ta cea dumnezeiască și de voie m-am făcut rob dracului poftei și, lăsând pâinea îngerilor, m-am umplut tot de mâncăruri nelegiuite și, mai vârtos, voitam să mă hrănesc alături de porci, de roșcovele patimilor vremelnice. Priceput am amărăciunea păcatului, că doar pentru o clipă îndulcește, dar în veci chinuiește. De foametea cea gândită cumplit mă istovesc și până acum nu m-am întors. Ca oarecând fiul risipitor, nici n-am agonisit pocăința vameșului, nici suspinarea slăbănogului, nici lacrimile desfrânatei, nici rugile femeii hananeence, nici zmerenia cea bună a sutașului, nici credința celei cu curgere de sânge, nici mărturisirea tâlharului, ci precum Cain am socotit a tăinui uciderea sufletului, uitând de cel ce vede ascunzimile inimii. Dar dacă eu voi trece sub tăcerea acestea, am pârâș pe diavol, care nu poate să tacă. Pentru aceasta nu aștept să fiu pârât, ci ca la meh mărturisesc asupra mea răutățile mele, că iată, vremea vieții mele se scurtează, iar întinăciunile sufletului meu s-au înmulțit, că iată, pe toți câți au păcătuit înainte de lege și sub lege, i-am cunoscut
și faptele lor cele necurate, primindu-le cu cruntă tulburare, m-am potopit și am primit răsplata răutății, precum noroadele care desfrânau în vremea lui Noe, că lăsând chivotul bunei mărturisiri și înălțând ca pe un turn babilonicesc graiuri semeți cugetătoare, clevetire și minciuni, am întărit, folosind cuvintele vestite de Dumnezeu, și prin aceasta l-am mâniat pe făcătorul meu. Tulburatul m-am la minte, nu știu să spun, lepădat am frica de Dumnezeu, nelegiuit am ca locuitorii Sodomei. N-am voit să fug prin credință ca Lot de aprinderea poftelor și până acum am rămas ținut de iubirea patimilor și mă tem de focul ghenei în care urmează să fiu ars. Nu m-am lăsat de obiceiul cel păcătos ca să ajung în pământul odihnei pe care moștenindu-l Avram, prieten al lui Dumnezeu, a fost numit, ci am ajuns ticălosul de mine în bezna cea întunecată a neînfrânării. Și pentru aceasta osândit am fost și de toată virtutea m-am făcut străin, neprimind niciunul din obiceiurile drepților, nici ascultarea lui Isaac, nici buna credință a lui Iacov, nici blândețea lui Moise, nici răbdarea lui Iov, nici înfrânarea lui Iosif, nici râvna lui Fines, care a străpuns legea, nici tăria lui Halev, care n-a slăbit în credință, nici priceperea lui Iisus Navi, prin care a moștenit pământul făgăduinței, nici vitejia prea înțeleaptă a Iailei, care cu țărușul a pironit pe Sisara, nici caprinosul cel bine plăcut al lui Samuel, ci ticălos am rămas ca Datan și Aviron, împotriva firii poftind a fi învățător, și am furat cele dumnezești ca Ahar cel necuvios, care a fost bătut cu pietre, și spurcat stau înaintea lui Dumnezeu ca Iani și Iambri, și nu știu ziua, nici ceasul, când pământul se va căsca și mă va înghiți de viu, ori va ploua Domnul asupra mea foc și pucioasă. Cum nu voi primi acum pedepsele ce mi se cad, de vreme ce Dumnezeu așteaptă pocăința mea? Căci mai mult mă tem să cad dincolo, în mâinile lui Dumnezeu celui viu, din care nimeni nu poate să izbăvească. Vai mie, din pricina păcatelor mele, ce pântece m-a născut, de ce m-am născut pe această lume? Mai bine ar fi fost dacă m-aș fi născut, dar n-aș fi dăinuit nici măcar un ceas, ci aș fi murit. Iar acum, pentru ce voi plânge mai întâi? Pentru muncile nesfârșite sau pentru despărțirea de Dumnezeu? Că dacă voi vrea să socotesc faptele mele rele, voi pricepe că sunt mai păcătos decât orice om. Suspine după mine muncile toate și stricăciunea și viermii, așteptând trupul meu, focul și tartarul vor să-mi cuprindă sufletul. Micleanul diavol are în mine prilej de laudă. Nu știu ce voi face și la cine voi alerga, cerând izbăvire, fără numai la tine, păcătorul meu,
că știu îndelungă răbdarea și nerăutatea și iubirea ta de oameni. Cine va povesti minunile tale cele din viață și cine va face auzite laudele milei tale? Că nu te bucuri de moartea păcătosului și te veselești de întoarcerea vieții lui. Pentru aceasta, chipul pocăinței le-a arătat dintr-un început. Pe Israel, care te-a mâniat oarecând în pustie, l-ai miluit pentru pocăință. Pe niniviteni, miluindu-i, i-ai mântuit. Pe Manase, din lanțuri l-ai izbăvit. Pe Iona, din pântecele chitului l-ai scos. Pe Ezechia, de la moarte la viață l-ai întors. Pe Petru apostolul, mai întâi pe scaun șezător l-ai arătat. Ce e mai mare decât pocăința, întru care bine a voit Duhul tău cel sfânt? Că toată dreptatea omenească, ca pânza de păianjeni, cu înleznire se sfâșie și într-un nimic se va socoti. Că cine se va lăuda înaintea ta că are inima dreaptă? Oricine are nădejde că e curat de păcat. Fariseul, drept fiind, s-a lăudat și a fost osândit, iar eu, ticălosul, sunt cuprins de multe păcate rele și ce voi face nu știu, că nu am lacrimi, nici pocăință adevărată, pentru care, stăpâne Doamne, pe David l-ai sfințit și proroc l-ai arătat și pe vameș l-ai îndreptățit și pe desfrânată ai curățit-o și pe fiul risipitor ai sârguit, de l-ai întâmpinat și l-ai făcut părtaș al dumnezeescului tău ospăț. Pentru aceasta și eu îmi bat pieptul cu pumnii și strig din adâncul inimii: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, legiunea de dragi te-a rugat oarecând să nu-i trimis pe ei în adânc și primind mila ta au intrat în turma de porci. Și eu te rog, Fiule al lui Dumnezeu, să nu mă trimis pe mine în ghiena focului pentru mulțimea răutăților mele, că cele nevrednice de împărăția ta, cea cerească, am săvârșit, ci dă-mi unul din lăcașurile tatălui tău, că nu pentru drept te-ai pogorât pe pământ, precum însuți ai zis: Nemincinoase Dumnezeule, nu am venit să chem pe drepți, ci pe păcătoși la pocăință, că nu au trebuință de doctor cei sănătoși, ci cei bolnavi. Primește-mă, Doamne, pe mine, cel ce mă pocăiesc de faptele mele necuvioase. Nu mă trece cu vederea pe mine, cela ce am căzut în căi spurcate, în râpele păcatului, între tâlharii cei cunoscuți cu mintea, care de toată virtutea m-au despuiat și cu patimi crunt m-au rănit și bolesc, fără vindecare, de pofta cea vătămătoare de suflet. Tu, Iisuse, nume de mântuire, Fiule fără de ani, al Părintelui fără de început și ipostas de ofire cu Sfântul Duh, prin care toate cele văzute și cele nevăzute s-au făcut. Prea Sfinte Împărate, cela ce singur ești fără de moarte, iubitorule de oameni, care pentru noi păcătoși din sânurile Tatălui ai venit, răni și răstignire răbdând, de bunăvoie și necruțând trupul tău cel neprihănit, ce păgânește a fost atârnat pe cruce, cela ce, biruit de îndurările și de iubirea ta de oameni,
între cei morți ai fost socotit și prin această economie l-ai vânat pe chinuitorul diavol și ai stricat pe cel ce are stăpânirea morții și toată oastea cea drăcească, prin arătarea crucii tale ai risipit-o și în cele mai dedesubt, intrând, împărăția iadului ai stricat și de la tânguirea stricăciunii la veselie i-ai adus pe morții cei din viac și pe cei robiți de păcat la fericirea cea dintr-un început i-ai întors. Tu singur ești curat și fără de prihană și ai pătimit pentru păcătoși, iar eu sunt spurcat cu sufletul și cu trupul. Curățește-mă cu sângele tău cel sfânt, care a curs din coasta ta. Pironește cu frica ta trupul meu și cu moartea ta, cea de viață făcătoare, omoară mădularele trupului meu, care se nevoiesc spre rău. Caută-mă pe mine cel rătăcit, ca pe oaia cea pierdută, pe care, luând-o pe umeri, a adus-o la Tatăl și ai chemat să se bucure cetele îngerești, că toate le poți și câte le voiești, le faci. După mare mărirea ta, așa și mila ta e nenumărată. Luminează mintea mea cea întunecată cu răutatea, ca să nu mă cuprindă până în sfârșit stăpânitorul întunericului cu pofta trupului, silindu-mă să-i slujesc după voia lui, ca nu cândva pentru puțină desfătare a viacului acestuia să fiu izgonit din cămara ta cea sfântă și legat de mâini și de picioare și să fiu aruncat în focul nestins. După mila ta cea obișnuită, caută spre ruga mea și primește rugăciunea robului tău. Să nu mă osândești cu fără de legile mele, nici după păcatele mele să-mi răsplătești mie, că fără de legile mele le cunosc și acum mă căiesc pentru păcatele mele, iar tu știi neputința firii mele, ziditorul meu. Așadar, dă-mi tărie și putere, pune picioarele mele pe piatra pocăinței, curățește sufletul meu de toată întinăciunea, depărtează gândurile necurate de pătimașa mea inimă, dăruiește gurii mele grăire lină, ochilor mei izvor de lacrimi și tot suspinul răutății dezrădăcinează-l din mintea mea, iar auzul urechilor mele să fie păzit de poruncile tale dumnezeiești. Învață-mă să tind către tine mâinile mele și fă-mă cu totul bineplăcut al tău, dar să se facă minunată mila ta și asupra mea și toți să vadă iubirea ta de oameni. Ca un milostiv, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Mântuitorule atotputernice, fără de răutate, îndelung răbdătorule, lucrul mâinilor tale nu-l trece cu vederea. Nici nu zi, Doamne, nu te cunosc pe tine, nici nu întoarce fața ta de la mine într-o mânia ta. Nu mă trimite, Doamne, în foc, de care se cutremură sufletul meu. Stăpâne al meu, Doamne, nu uita osteneala robului tău, că la tine am alergat și către tine ochii sufletului meu am ridicat și mâinile am întins și genunchii plec, din adâncul sufletului suspin, cu limba mă rog, miluiește-mă, Dumnezeule,
după mare mila ta, după mulțimea îndurărilor tale, curățește fără de legile mele, că nu cei morți te vor lăuda, nici cei ce șed în iad te vor mărturisi pe tine, ci noi, nevrednicii, bine te cuvântăm și ne rugăm ție, cerând mila ta, că însuți ai zis, Doamne al meu, cel care cere va primi, că pe cel ce vine la mine nu îl voi scoate afară, că tu nu voiești să piară niciun om, ci pe toți vrei să-i mântuiești cu adâncul judecăților tale, că tu ești Dumnezeul meu preasfânt și eu sunt robul tău păcătos. Apără-mă cu puterea crucii tale și mântuiește-mă de tot răul. Pentru rugăciunile preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarei și pentru sfintele tale patimi cu care ai pătimit, pentru noi, cu bunăvoirea Tatălui și cu iubirea ta de oameni și cu economia Sfântului Duh, că pe tine, Dumnezeu cel unul întreime, te laudă toate puterile cerești și noi, pământenii, de la tine cere milă și iertarea păcatelor, că ție se cuvine a ne milui și a mântui sufletele noastre întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.